Turbinele eoliene convenționale folosesc sisteme masive de generatoare electrice cu turbină montate pe partea de sus a unui turn. În schimb, sistemul Invelox este dotat cu pâlnii care captează energia eoliană pe care o transferă la generatoarele de la sol. Vântul este captat cu o pâlnie și direcționat într-un spațiu conic care accelerează fluxul natural. Prin trecerea aerului printr-un pasaj care se îngustează la sfârșit, este mărită viteza vântului. Această tehnică creează energie cinetică care alimentează generatorul. Față de varianta clasică de turbină eoliană, produce mai multă energie electrică cu 600% kWh. Funcționează și la viteze de vânt mici, 1,6 km pe oră, și în regimurile eoliene mici, clasa 1 și a 2. Costurile de capital de instalare sunt reduse la mai puțin de $750 per kW. Creșterea capacității de producție de energie la nivel record este de 72%, se arată într-un studiu. Așadar, energia este produsă în mod eficient la viteze mult mai mici ale vântului decât la sistemele actuale, ceea ce înseamnă că sistemul va avea o zonă geografică de utilizare mult mai largă.